Salutare, Mihai! Iată că venim după 4 victorii consecutive, 3 în campionat, una în cupă. Cum crezi că se vor desfășura ostilitățile la Sibiu cu Hermannstadt? Salut! Ne va aștepta o deplasare foarte grea. Știm foarte bine că sunt o echipă care joacă un fotbal plăcut, un fotbal bun, încearcă să joace. Dacă nu mă înșel, înainte de ultimul meci în care au pierdut, aveau 13 meciuri fără înfrângere. Asta denotă faptul că au o echipă puternică, dar vom merge cu un singur gând acolo, acela de a câștiga cele 3 puncte. Cum ți s-a părut traseul lor de până acum în Superliga și dacă ai identificat atât punctele lor forte cât și cele mai slabe, să zicem așa? Păi, având în vedere că au avut 13 meciuri fără înfrângere, traseul lor în Superliga a fost unul foarte bun, o echipă puternică, au și puncte forte, au și puncte mai puțin bune, dar pe care le vom încerca să le fructificăm noi, în favoarea noastră. După cum au decurs pregătirile în această săptămână și care este starea voastră de spirit? Păi starea este una bună, având în vedere că am reușit să ne impunem și în cupă. Aveam nevoie de această victorie, chiar dacă Farul nu a venit cu cea mai bună echipă. Știm foarte bine că, indiferent de jucătorii pe care îi aliniază, au o echipă tânără, o echipă bună, o echipă care joacă fotbal, au principii bune, dar important este că noi ne-am făcut jocul nostru, am reușit să câștigăm. Această săptămână este una bună pentru că venim și după 4 victorii la rând, care ne dau încredere și sperăm să o legăm și pe a cincea. Se anunță un număr important de suporteri la Sibiu. Ce mesaje ai să le transmiți? Îi așteptăm cu mare drag alături de noi, îi așteptăm cum au fost și la meciurile trecute să ne încurajeze, pentru că împreună suntem cu siguranță mult mai puternici. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și eu!